Bun venit! Suntem la podcastul Vocea Nației și stăteam eu azi dimineața așa și mă gândesc Am început un pic mai târziu, ne scuzați, dar e live după mult timp podcastul ăsta Eu în general îl înregistram dimineața și apoi rămân într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu abonații plătitori pe, pe canalul de YouTube Și sunt oamenii care susțin și financiar tot ce facem noi aici și mă gândeam dimineața, aveam un text pregătit cu uh, ONU, bă mai avem nevoie, adică textul răspundea la întrebarea asta, bă ce nevoie mai avem de ONU dacă uite vedem că la orice chestie de-asta nasoală ONU zice, na, na, și nu se mai întâmplă, știi, dincolo de obiectivele unde tot ce ține de... Uh, alea, cu foametea, cu setea și cu toate uh, obiectivele unul. Dar când ai nevoie și zic, bă, dar dacă sun eu pe Valeriu să-l chem să... să uh, că mi se pare mult mai important să facem treaba asta cu grădinița, știi? Adică, uh, dincolo de faptul că uh, te-aș întreba un pic și despre uh, chestiile astea și l-am sunat pe om, i-am zis, bă, ce zici de... Da, frate, vin. N-a luat în calcul traficul. E adevărat, corect? Da, mi-a mi luat o oră 28 de minute să ajung aici. Din? Din Jilava. A, deci doar, da. Ajungeam mai repede la Bulgaria, decât... <laughs> Nu glumesc, ajungeam mai repede la da, da. Bine ai venit și uh, ai venit ce? și cu chestii. Deci, uh, Starea Nației a achizit, tocmai a achiziționat <laughs> 50 de exemplare din... Uh, Uh, cartea lui Valeriu și uh, omul a adus pachetele, sunt și semnate? Nu, nu semnez toată, le, a, a, Așa. Și uh, vedeți cum scrie Țigan, ce bucăți. Așa, a scris la da. tipografie, ale cui bă, alea salut Țiganul. Da. Am înțeles. OK, și uh, avem 50 de bucăți din uh, uh, Țigan Țandır cartea lui Valeriu. Pe care eu am citit-o în weekend. Am avut probleme săptămâna trecută cu vocea, și am ajuns acasă, joi seară, și am luat cartea, și până vineri am, am terminat-o, am tăcut. Am avut o zi în care am tăcut. Și m-a impresionat, uh, mi-a plăcut, și uh, ce am remarcat și în comentariile oamenilor, uh, uh, zicea cineva, domnule, am văzut că. Uh, Nimeni nu și pune problema dacă se vor strânge banii. Deci, uh, da? Bun. Ce trebuie să spunem? Că din cartea asta, am să scot una, să o arăt la, uh, la public, că n-am adus uh, exemplarul meu. Uh, din cartea asta, adică din încasări, nu? Da. Așa, cât e bucata? 49,99. 49,99. Deci 50 de BC. Din uh, cartea asta, din încasări, se va ridica o grădiniță. Da. Grădinița bună, nu cred că mai are sens să explicăm ce face Valeriu, pe lângă faptul că încearcă să dea foc clasei politice din România cu investigațiile lui. De, știi, l-a apucat așa să facă și, dar face niște lucruri extraordinare cu copiii și banii construiesc această grădiniță. Și am zis să contribuim și noi cu ce avem, și sunt așteptate uh, donațiile voastre aici. Pe chat pot face asta doar uh, oamenii care sunt abonați. Pentru toți ceilalți, uh, o să treacă acolo Caterina, cred că are, nu? Contul și toată. Caterina, să trecem aici pe burtieră, contul la Casa Bună și tot și uh, să. V-am zis să veniți cu bani la întâlnirea asta ca să rezolvăm cazul Bun. Cum te-ai gândit la treaba asta? La început n-am crezut în ea A De acum vreo 4 ani s-a apucat Corina să facă grădiniță Și făceam grădiniță și sâmbătă și duminică și nu prea am băgat eu în seamă chestia asta Era o chestie, am zis eu, o parte destul de mică din Aha. ceea ce face. Așa a explodat. Deci s-a dus de la 3 copii, la 10 copii, la 30 de copii, la 40 de copii. Și m-am prins brusc în, în deci în zona aia, copiii aia nu se duc niciodată la grădiniță. Și impactul e enorm. Deci copiii aia vin la grădinița noastră de sâmbătă, marea lor majoritatea au un vocabular foarte, foarte redus. Nu recunosc numere, nu. Și Corina reușește în într o perioadă de asta de un an, un an și jumătate, se aduc aproape la nivelul. zile oamenilor, cine e Corina? Corina una e restihie, una dintre stihii amin. care e o super specialistă pe educație preșcolară, de care okay. are un doctorat prin state, ești mai chiar. Și impactul e foarte bun, și am zis, băi, hai să, în loc să facem chestia asta doar sâmbătă, hai să o facem în tot timpul. Deci, și sâmbătă da, da, dar, dar și în timpul săptămânii. Okay. Dar să punem problema unde? Unde și cum deci cum reușim să o susținem. Și bine, ideea asta de carte o am eu de mai mult timp și la un moment dat, într-o discuție, mi-au spus, bă, da, na, hai, pune-te și scrie cartea okay. aia de tozi studia tu de ea și hai că probabil o să reușesc să o vin să face în grădiniță. Și am zis, bă, hai să o public eu, de să, să Corect, maximizez da, profitul. Da, așa am făcut și noi când am avut. Deci, am adică publicat bă... eu, da. am avut niște oameni super tari de la o tipografie master print, care ne-au ajutat, ne-au dat la blană costurile, și am dat o toată la casa bună și de acolo. Deci, uh -huh. tot, tot, tot ce vine pe cartea asta se duce pentru Grădinița bună. Și am uh. să. Și blatul pentru construcție cu cine s-a făcut? Cine ia șpaga? Cine dă... Așa? Da, că așa trebuie să discutăm la s ar fi făcut o grădință de stat. Da, da, corect. Așa. Cât, adică aveți un plan de grădință? Adică, bă, uite, va fi aici, are șapte camere, atea băi, avem două, avem un plan A și un plan B. Okay. Planul A, cel mai bun e să reușim să... Dacă să se vinde cartea. Da. E planul A. <laughs> da, da, da. Deci, așa. nu. Deci oricum, deci oricum facem grădinița, da, deci da. sunt hotărât să o fac și chiar dacă mă chinui așa, tot o fac. Mm -hmm. Mă mai duc de două trei ori prin Qatar și da, de făcut o facem. Dar cel mai bun plan ar fi să reușim să cumpărăm o, o casă care e chiar lângă noi, și care am putea să o facem acolo foarte ușor. Iar planul B e să luăm un teren, să construim pe care, terenul ăla la okay. Dacă nu reușim să-l să convingem pe uh. domnul cu casa. A, să... da, casa nu e la vânzare. Nu e la vânzare, nu. A, v-ați dus la el. Noi, Vrematale, este muți <laughs> A, nu e, e, nu. E, așa, așa. e așa așa, așa și sper să reușim. Că asta ar fi soluția cea mai simplă și cea mai, ar fi cel mai rapid. Mm -hmm. în felul ăsta. E o casă, adică e o casă la care trebuie să faceți doar în interior chestii? Sau da, mai e o, o casă pe care nu. trebuie să facem doar în interior mm -hmm. și bine, la câți voluntari suntem, mai aia, aia în zic că două săptămâni o rezolvăm mm -hmm. rapid și am putea să-i dăm drumul. Și așa, asta un ordin fie. de... Bă, Valoare există. Da, trebuie să strângem vreo 160.000 de euro. Da ah, am început. E ok. Cu... Da, nu e. Nu e se nu nu Da, 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 asta zic. Da. Mm -hmm. Și. Deci, e se poate face și după aceea partea de sustenabilitate o facem. Deci aia o rezolvăm, noi încă. Na. Dacă eu mai reușesc să fac training mele așa, mm -hmm. pot să o susțin și plus... E, să... e importantă poziția aia acolo, că vin ușor acolo, nu? Da, e foarte e... importantă încă... aș avem acolo de toate, avem și terenul de sport, deci e mm -hmm. spațiu mm -hmm. bun mm -hmm. și e foarte... E cea mai bună locație pe care am putea să o avem, dacă nu... O să. Astăzi, da, nu, pe... eu, eu cred că nu. Da, curg donațiile oamenilor. Sebastian, 30 de euro, mulțumim. Daniel Miron, 100 de uh, lei. Mulțumim, uh, tare. -ai, aici, da, vă mulțumim foarte uh, Mira, Dona, dacă citesc eu bine, n-am ochelarii. 50 de lei, mulțumim foarte mult și uh, uh, de asemenea, uh, așteptăm aici să fie contul public, vezi că-l găsești la Casa Bună, Caterina, sau sigur există ca să putem să dăm aici să trimită oamenii. Da, eu zic că, eu zic că se strânge, adică. Nu, no, câte, câteva firme doar, dacă sunt oameni, știu că sunt oameni care au firme și se uită, câteva firme, dacă fac gestul pe care l-am făcut noi azi, cu 50 de cărți, înseamnă 2500 de lei. Nu e un efort extraordinar pentru asta și faceți 50 de clienți fericiți nu? Cu, cu, această carte. Asta vă garantez eu cu privire la, la conținutul cărții. Da, ziceam asta că e bine că e aproape pentru că eu am observat din ce ajutăm și noi și că dacă nu încerci să-i pe oameni acolo unde sunt ei, da, uh, în 9 cazuri din 10 eșuează, adică să iei, să i duci în altă parte, este nu e foarte, foarte greu. Bine, noi încercăm acum probabil cam în 2-3 săptămâni asta a venit și criza asta cu refugiații și ne-a trebuit să ajutăm și acolo, dar în mod normal ar fi trebuit să începem programul ăsta prin care mutăm familii din ghetou, în, am cumpărat eu un apartament și încă n-a vrut nimeni să închirieze okay, da. la oameni din ghetou, să-i mutăm în apartament. Ah, okay. Efectul ăla e un efect fabulos. Am reușit în trecut să facem asta cu o familie, o familie cu mari probleme. S-au schimbat fabulos. Deci, în, bin. în, ghietou, în bine. Asta da. să le spunem oamenilor, da. că în bine. S-a schimba, schimbat da. în bine și fata aia s-a schimbat Total, total, dintr-o carieră clar de centuristă, suntem aproape convinși că o să fie pe la o universitate. Deci, extraordinară. Da. da. E foarte. Deci, chestii, lucruri mici pot să schimbe foarte mult. Da. Contul va fi postat în comentarii și puteți da click. Deci, contul va fi în comentarii ca să puneți voi aici. Și vă mulțumim foarte mult. Iată Valentin Rusu 50 de lei, Alventurex 25, Andrei Cătălin Misinciuc 10 euro. Mulțumim. Da. pe vremurile astea grele chiar Da, da, nu contează. e foarte Contează. Pentru noi e foarte important să știe lumea de ce facem. Da. Uh, na. Oamenii, în general, toți oamenii care au venit la Casa Bună, mai ales sâmbătă, au rămas și au vrut să ajute, și avem de ani, ani. Și tot vin la grădiniță. Grădinița e fabuloasă, îți dă foarte multă energie să vezi toți puștii care sunt super bucuroși și <laughs> fericiți că, că vin da? acolo. Da. Dar ei, în rest, în cursul săptămânii. Cursul săptămânii sunt în ghetou. Și De asta, deci, dacă am putea ține șase zile pe săptămână acolo, am scoate. am da, avea adică super ar... rezultate. Deci... S-ar inversa un pic da, deci un pont... șansele, ar fi mm -hmm. super bune. Și. ar fi bine. Ce vrem noi e să construim un model și, după aceea, poate reușim să-i convingem pe domnii de la stat că așa ar trebui făcut. Asta, asta e ideea că uite, peste tot te duci, vezi că e nevoie, dar nu uh, găsești, adică uite, să mergi de pildă la primărie și să zici, domne, da, uite, mă ocup eu să fac asta, dacă, dar să-ți asigure aia. Nu-ți dă nimeni nimic, da. este, este nenorocire. Adică pă, uh, am mesaje de la oameni care au încercat peste tot prin țară. Bă, voiam să fac asta. Bă, uite, dă-mi mie bucata asta de teren, fac și eu ceva acolo ca să pot să susțin treaba asta așa, de, ca să uh, creez, nu știu, o cantină socială sau un centru de nu știu ce sau o grădiniță sau o... Da, absolut. Nimic. Nu, Am încercat noi. Deci noi avem așa? în spate, acolo unde avem noi Casa Bună, sunt vreo, 50, vreo 500 de metri pătrați de pârloagă-pârloagă. Și m-am dus la primărie. Bă, dați-mi terenul ăla. Da. Deci concesionați-mi Corect, da, nu, nu cere nimeni nimeni. problemă, nu te da. dar lăsați-mă să-l folosesc, că e părlagă. Și au venit și mi-au arătat că e drum de acces. Am zis, bă, sunteți nebuni, sunt copaci de 30-40 de ani acolo. Clar, sunt copaci mari. Da, 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 da. Cum dracu să fie drum de acces? Că nu se duce niciunde, nu se termină niciunde. Sunteți <laughs> toți nebuni. nu, nu, că pe hartă mi-arată că e drum de acces. Bă, vino să vezi. Da, aia să face ușor o ședință de Consiliul Local, să scoate drumul din așa cel ca, care nu, oricum care nu există. Nu da. și să... Da, da, da. da și n-ai Nu, n, -ai, n, -ai, no, n până acum n-am reușit. Și aia ne ar ajuta, deci e o chestie simplă și ne-am voi aveți un beneficiu direct. Încă copiii aia care sunt în Jilava, mm -hmm. oricum mă ajutăm și acolo. Dar uite, ar putea... ar fi mult mai bine pentru și pentru comună, că în loc să sfârșească, vai de mama lor, o să fie niște oameni care îți pot angaja, care contribuie la stat cu taxe. E foarte greu să te înțelegi cu ei. Și da, prefer să, fac, să facem noi pe banii noștri și să nu avem niciun fel de legătură cu statul, că mai degrabă îți bas cu în talpă. Da, nu, asta, dorința asta, că e, e până la urmă, Asta e o voință a lor. Bă, nu, să nu facă nimeni, mai ales dacă ești în niște localități de astea, cum e la mine, de exemplu, la Plăiești, bă, lumea, e aia, adică n-am, atâta timp s-au îmbătat unii, au făcut și o republică acolo într-o noapte, dar bă, răi, înțelegi? Adică bă, să nu cineva facă să, să iasă facă... În față, da. Nu, dar de ce să facă la, să nu facă nimeni? nimeni știi? O răutate de asta incredibilă la, la nivel, băi, să, gata, s-a făcut grădința, să știi. Deci, da, e, e făcută, avem aici, uite, 89 tracks, 20 de GBP. Ce-s astea? Uh, lire sterline. A, lire sterline sunt? Da. A, da. Așa. Uh, Ștefan Dogaru, 10. Dar ne apărea semnul de liră, mă, când se dădea. Da? Nu mai... s-a făcut Brexit-ul, nu mai apare. Da. <laughs> Așa, Alex Cristache, 999 lei, mulțumim. Andrei, 10 euro. Claudiu, bun venit ca membru. Danco, 15 euro. Așa. Uh... Dan zice, și dacă eram urbat în geam, de ce nu tai copacia aia? De la, de la acces, așa. Uh, Claudiu 2-a 20 de lire, Costin Stanciu, 100 de lei și mult succes de la toată lumea. Mesaje, uh, dacă aveți întrebări pentru Valeriu, uh, vă stă la dispoziție că l-am, uh, l-am prins aici. Andrei, hai mai bine să trimitem bani în cont, astfel merg toți la grădiniță. Uh, bă, da. Da, da. E, e foarte bine, ușor, da. da. Hai să facem acest apel. Bravo, Andrei. Puneți în cont, aveți contul, l-a pus Caterina în comentarii, e și pe ecran, Iban ăsta la Banca Transilvania, da? Da, da. Ok, îl aveți pe ecran și puteți să dați direct acolo cât puteți, dar și puteți să comandați cartea. Adică noi am dat contul pentru sume mai mici sau mai mari, dar dacă aveți fix. Că 49, puteți să intrați să comandați cartea unde? Pe imag sau la librările Humanitas. Ok, e-mag sau Humanitas și ăștia nu vă nu rețin iau nimic, bani, nu. nu, vă iau Au nimic, vă dau -o toți bani. Treabă, aici, ba. aici asta e foarte important, înțeleg că ai făcut și niște lansări prin țara. Da, învăzut. da, a fost foarte fain. Da? Uh, ok, super, super. A, și fac lansare, deci ne-am gândit să facem un eveniment cu maica mea. Da, de să am vrut și eu să am, vin, dar eram cu gâtul. Să, nu, dar o aducem la București, Așa? Și gătește și facem lansare la Casa Bună, a, chiar a, cu grădinița bună. Gata, venim, venim, da. venim venim să, să ne certe doamna. Da. <laughs> Na, nu o cunoașteți pe doamna, trebuie să citiți cartea ca să o cunoașteți foarte bine. Da. Așa, și să fie... Un motiv suficient să nu veniți cum nu trebuie. Da, da. da dacă nu vă îmbrăcați cu papion, ăla, pa, da, lov de lac. Da, da, da. Să fim domni. Deci să fim niște domni, vă rog foarte mult. De tine da? ți-am zis că te iubește, da? dar Am tot interesant. timpul zice, bă, dar nu și așa, el, un costum, un <laughs> exact, capat. Da da, da, da. Dar, pe da, mine, mă sună. Uh... <laughs> Delia care ne-a făcut aici decorul și tot Și ea are chestia asta și eu mai scap câteodată nesupravegheat și intru pe într-un tricou Adică zic bă n-am chef să mai pun nicio cămașă, lăsați-mă în pace și o fac în tricou Mă sună imediat seara Măi, Dragoș, cu da. și decorul ăsta. Da, da. Mă, măcar cămașă. Deci dacă nu, da. normal ar fi la costum la astea, dar măcar o cămașă, <laughs> mă, omule. Pune și tu, nu poți să te duci așa, că totuși și o emisiune. Da, da, așa da, da, da. Și mama. Da, exact. trebuie tre să fie o chestie. Sper să nu te vadă așa. Da, aici. da, da. Îmbrăcat. Uh, ne întreabă, Dragomir, care e titlul cărții? Cartea se numește Țigan Țândări. Și o să găsiți explicația în vreo 15 locuri din carte. Da, exact. De ce se numește așa, dar oricum vă va face țândări. Bine, acum eu am și scris în, în newsletter o, o mini-recenzie și. Acum, ăsta e genul de carte unde uh, experiența fiecăruia e absolut personală. Adică da. nu, nu, nu poți să găsești doi oameni care uh, percep în același uh, fel toată treaba. Știi? Pentru că dacă nu te-ai întâlnit cu unele dintre problemele de acolo, poate nu le simți. Poate, nu fel, le da. simți, poate, nu, poate doar să te întrebi, da, bă, uite, eu am fost nu știu, copil de bangata și uite, nu m-am gândit cum, sufer, cum sufereau aia că mâncau. Aveam unul în clasă, mă, s-a lucrat la shop. Da, și, în... și la mine am scris și un caiet care lucra la depozit. Da, 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 da. Și mă, s-a lucrat, băi, venea ăla, mă, cu alea, cu arahide în da, ciocolată, da. cu alea, băi, deci nebuneai, înțelegi, de ce... Și nu, copilul nu era bă, nenorocit sau să zici, nu, era chiar prietenul nostru Și mai ales dacă îl mai scapai decât o bătaie, decât tot asta da, mai, da, mai, ajuta, mai da Dar era chestia aia, știi, invidia aia, uite bă, eu n-am nimic acasă, înțelegi? Deci mănânc pâine dată până cu apă și cu zahăr pe ea, înțelegi? Și cu dacă, dacă e un ceai Uh, și ăsta are frate Îți dai seama cât are acasă și ce are Adică erau aceste diferențe Pe de altă parte Că ai scris foarte mult de uh, vremurile dinainte de 89 Tu prinzând un pic mai mulți ani Decât am, am prins eu Și uh, era și chestia asta Că în afară de ăia câțiva, ăla de la partid, ăla nu într-un bloc erau 3 de ăștia, doi, 1, câteodată. o Securist, uh, Securistul, aia. ăla, ăla, știi, da din, nu știu, 40 de apartamente de pildă cum erau la mine pe scară, bă, erau 4. În rest eram toți, în rest eram toți da. la fel, adică nu și erau mai jale ăia care aveam, tată alcoolic, aia, care n a banii să duceau pe alte chestii decât dar în rest exista așa o chestie, adică nu erau diferențele alea. Fiecare avea la momentul lui mingea de 35, la un da. moment dat, adică odată în aia exact, 10, ani. Aveai și tu odată da, mingea de da, 35 da. să faci tu alegeri când era. Da, da exact, da. Înțelegi în fața boier, da, da, și te dai, da, da. să nu se spargă. Să nu se spargă. Da, da, spalgă. da, erai terminat, ce? Da, 7 exact, zile da. când era. -aveai, nu, nu, nu exista așa ceva da, nu, da, În rest mai prindeai o de, -aia de 16 lei, dar aia dădeai în ea și da, da, numai așa. Era mișto când Păi, pe contraatac și erai doar cu portarul oriunde te dai voce așa, nu prindea niciodată. Era, era ok. Da. E, asta zic, dacă mă gândeam citind o zi, bă, ăștia care scopia cu și care n-au avut nici măcar traiul ăsta între blocuri, între să ai chestia asta de la bloc, cu oia mai mari care n yeah, na, te now, la tot da, felul da, de da. încercări sau fac mișto de tine sau... Deci noi l-aveam pe unul când venea, care mingea, dă, dă mingea cu și uh, nu -ți strica mingea. Da, o dădea. ce deci o arunca, dădea cu piciorul și uh, bloc, ți o dădea da, pe bloc. Da. La etajul exact, la Cineva da, Adică exista <laughs> un nebun din <în> ăsta. <laughs> da. La noi era unul uh, care făcea treaba asta, uh, dragonul, și aia e. ce și o lai de pe bloc. Era, <laughs> urca unul și o la de pe bloc. Ca asta era. Da. E, ăștia mai mici n-au mai trăit asta cu Iese ăla, sparge, taie mingea, pensionarul de la parter, tăia mingea și noi după aia dădeam cu căcat pe clanță și ai făcut și asta, asta nu scrie în carte, dar le-am... Deci cumva, uite, erau cam toți, indiferent de loc în țara asta, aveam cam aceeași, am trecut prin chestiile astea. Da, de aia zic că e, că super ok cartea. Cei care au trăit acele vremuri le vor retrăi. Adică, brusc, mi-am adus aminte de chestii pe care le credeam Uita uitate, cu totul, știi, și le-am uh, rememorat așa. De aia zic că uh, a fost o experiență extraordinară. Repet, pentru mine, pentru alții. Dar nu. pe mine mai ai de deci ce la Constanța. Așa? Fac și foarte fain oamenii au fost super. Nu m-am așteptat să spun o grămadă de lume. Credeam că și o grămadă de bani. Așa. Generoși. Așa. Nu, au și donat. Au și donat, așa. Foarte, Da, foarte fain. E, și Am văzut mesajul tău acolo, A. la Constanța. Bă, m-ai lăsat așa, deci nu mai... <laughs> da, deci m-am gândit, bă, deci dacă aș fi vrut, ca, deci când am scris cartea, am gândit, uite, așa și aș vrut să simt. Ah, ok, ok. asta, asta da. mă bucură foarte tare. Da. E ceva ce n-am băgat și mi o să -am aminte după și m-au ofticat tot weekendul. Am citit într-o carte foarte mișto, recentă, și ți-o recomand, că și tu mi-ai o carte, o să ți-o trimit eu pe asta, se numește Regăsirea Sensului. Și uh, foarte mișto e uh, cartea scrisă. Și ăla vorbește despre muzică, la un moment dat. Și ce zice el, apropo, de mi-am adus aminte după, după treaba asta, bă, uh, nu doar să-i inspiri pe oameni, Că, nu știu, că le vorbești despre ceva sau că te duci, știi că sunt ăștia care ideea e să fii tu ăla, știi? Deci fi tu acea inspirație, nu doar vorbi De să inspiri da. pe oameni, știi? Și e, ideea asta mi s-a părut super șmecheră pus acolo și el dă exemplele din muzică, din blues, din rock, din, știi, toți ăștia, bă, fi tu ăla care care inspiră, foarte, foarte mișto. Și fă tu asta că atunci oamenii te vor urma. De-aia mi, se pare extraordinar ce faceți voi acolo, la Casa Bună. Nu, nu știu cum sunt alte, că există multe ONG-uri care fac bine, care vă. Știi, dar implicarea asta voastră directă într-o zonă care este incredibil de, de, de dificilă, în sensul că foarte greu știi, ajungi acolo, îi convingi întâi acolo, ai întâi o muncă de convingere extraordinară. La multe cazuri, de, de la care mergem noi, la ceasul bun, oamenii ăia sunt într-o situație grea, într-o situație, dar Nu știu, nu te trezești că îți refuza ajutorul sau să iau un gură cu tine sau te-ai întors cu spatele și nu știu, ți-a dispărut ceva. Că asta este în. Na, așa, așa Trăiesc cei oameni și asta văd ei în, în jurul lor tot timpul. Și de asta mi se pare, mi se pare extraordinar. Eu, sunt, noi am, eu am avut foarte mult noroc cu lumea din jurul meu. Deci uh -huh. Sunt oameni foarte buni și atâta timp cât oamenii. Ai oameni foarte buni în jur, te obligă și pe tine să fii mai bun. Corect. Și dacă cumva reușim, ca asta ne uităm noi, cum reușim să replicăm ce am făcut noi. Că discuția între noi e întotdeauna cam aceeași. Uh -huh. Care sunt lucrurile bune? Și toți spun cam același lucru. Lucrurile bune sunt, sunteți voi cei din jur, încă mă obligă și pe mine să fiu mai bun. Dacă am reușit treaba asta să -o, o lărgim, cred că ar fi cel mai. Succesul cel mai important. Iar chestia cu grădinița pornește cu ideea asta. Copiii aceia care văd că oamenii, oamenii ajută fără niciun fel de interes, fără niciun fel de câștig, cresc diferit. Și am văzut asta cu copiii care acum sunt adulți. Ei simt că trebuie să facă și ei cam același lucru. Deci nu asta mai... e problema, știi? Crește treaba asta în da. tine. Cre... Și nu, stai, uh, uh, că uite, eu mă gândeam uh, acum, nu știu, 25 de ani, de pildă, da? când eram... Bă, deci... Nenorocire și concepție despre viața, adică, bă, să fii, să te cu, uite, ai avut atâtea greutăți, du-te, calcă-i pe cap, da. treci, urcă-te, du-te, că trebuie să... Faci, ajungi, să, să, să știi că asta e naș, mai ales când ai 20 de ani, ești tot ce zboară să mănâncă și vrei să te duci să faci. Uh, și uh, stăteam la coadă la Bebelac să iau fimea. să se Fimea și eu tot nu, și eu și nevastă mea munceam, nu ne de niciun fel cu banii de dimineața până noaptea, Dă-i, muncește, stai. În ultimele trei zile cu mâncare au o grămadă de români, problema asta bă, ce faci? luăm pâine, luăm pempor și hai că mă duc, mă trece oamenii, pe, pe caiet, că mă știu da. fetele din cartier, dar ta timp și faci și drece. E, după ce, după 20 de ani de muncă, de dimineață până seara, cu mult noroc, cu... ajungi într-un moment în care foarte mulți nu se mai gândesc, bă, gata, adică nu, mai... la ce să mai fac treburile astea ca să mă duc să aduni mai mult, să faci mai mult, să când pot să fac aceleași chestii, adică să, să mă, mă folosesc atât de mult și să dau tot timpul meu pentru ceilalți, pentru uh, cei pe care vreau să-i ajut, pentru cei la care ajung banii ăștia. Eu, de exemplu, de vreo 2 ani așa, pe mine mă bătea gândul, bă, nu, mai are, mi-au îmi iau și milioane de înjurături în fiecare ce, la, ce citesc pe astea, de-aia nici mai postez nici mai, doamne, toți de toți Nebunii, cretinii da, planete și toți var exact. vars acolo, toate au îi... niște existențe, dar îi înțelegi că poate unii n-au una de un leu acasă n-au ce fac și ei pe internet acolo să se verse dă de, 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 de rahat uh, uh, și am zis, bă, nu hai să fac altceva, hai să ajut atât de mulți oameni să depindă de treaba asta, de, de, banii pe care îi fac eu cu tot ce se întâmplă aici, încât să nu vină să mă las. Că pe mine, dacă pe 30, când văd pe telefon doamna nu știu care, domnul nu știu care, nu le zic numele ca să nu, de la Sibiu, de la Baia Mare, de la de acolo, ați băgat cumva bănuții? Că oamenii știu că eu dând salariu, trimit colo, 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 toată. Și dacă nu bași bănuții pe 30, e. Așa. E. Altfel, asta am tot vrut să le. și tot încerc să le transmit oamenilor. Bă, când faci treaba asta, e super ok. Adică nu mai ai nevoie de motivația da, care astfel. să faci tu, care-ți drești tu, care nu. Să-i vezi pe oamenii ăștia așa. Da, dar Cum o explicăm asta? Că eu am ai, aceeași problemă. Aha. aha. Deci eu, e e pe iada aia, bun. Te uiți la tine, zici, bă, am fost un mărlan, vai de capul meu, uite ce recunoști treaba asta, sări peste ea și încep să faci lucrurile cum ți-ai uh -huh. fi dorit tu să fi fost, cum zici tu, Coric. la 20 de ani. Eu până pe la 30 de ani am fost un tâmpit, deci vai de capul meu. Deci, Tot așa, bă, hai să vedem cum profităm, uh -huh. cum reală, cum... Cum făcea Cățu, da. dăm economia, să atacăm leu. Și... Ajungi în poziția asta în care. Și eu, la fel ca tine. Deci, mă motivează, motivația mea e că mă gândesc, băi, sunt foarte mulți oameni care depind de mine, iar chestia asta m-a făcut să mă gândesc la muncă, nu ca. Nu e muncă. Deci Corect. dacă mi-ar plăti cineva mm -hmm. o grămadă de bani, eu zice, bă, pleacă de aici, că nu ești nebun, curăți eu budele, că s-au pușat copiii, du-te de aici, de nebun. Mm -hmm. Dar acum o fac și cu entuziasm. Băi, Ei, hai, băi bude! Da, da, da. da. Ei, dar cum, cum facem? Că pe mine mă sperie ce zici tu. Nevoie felul cum se raportează lumea la bani. Nu se mai raportează. Da. Bă. Deci, Banul devine un scop în sine, ceea ce e ridicol. În loc să fie acel mijloc prin da, care tu devii, îți cauți și devii cât poți de, de fericit, de, de, da, de ok. Și e partea de experiență. Deci, folosește banii ăia să cumperi experiență, Ți bagi în tot felul de căcaturi. Văd nebuni și fac case în care nu o să stea nici, n au cum să-ți locuiască în ele. Bă, îți ei, a zecea parte din casa aia. Să faci case la... Am văzut acum când am fost la Constanța. Bă, bine, o să și scriu de asta, de un nemernic din ăsta, din Poli. Bă, deci are două case pe faleză, frate. Bă, enorme. Și nu stă nimeni în ele, deci nu e nimic. Bă, puteai să te duci... un te chiriază, frate, pentru o săptămână. Cu oricum puteai suntem nebuni așa, băi, hai să avem să ne uh -huh, uh -huh. scoatem, să strângem, da, da da, 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 exact. Exact. Și asta. Și când vezi aia, uite, te deschizi televizorul, nu știu, uite, Hațegan, infart pe teren. Înțelegi? Exact, da, da. Bă, te duci azi, asta le ziceai și la ăștia. Bă, ce credeți că eu să stau până la 90 de ani că am fost la un iridolog? avem mâine la Sarea sănătății, care s-a uitat cu, cu o lupă de-asta în, în ochii mei și mi-a zis, bă, uite, și a zis, gena, nu știu ce, stai liniștit că mi-e o venă de-asta la emisiune și mă o să amâne un pic să sune la 112 și aia a fost să sărăcească corpul și gata, știi? Adică, na, dar uite că oamenii înțeleg fie prea târziu, fie deloc, de fapt, despre ce e vorba. Știi? că asta. Uh... nu înțeleg satisfacția asta. încă Ești mult mai satisfăcut simțind că ai, ai reușit să ajuți un copil. deci eu... că, e... că, de fapt, o, o, o facem în primul rând când pentru noi. Cum când simt eu că mai eu, bun. Mă simt extraordinar de bine că îl văd pe apăla. Când primesc mesajul, uite, am făcut asta. Da. Când primesc carnetul de note, păi, exact, e... zic o mă. Și le zic, bă, nu, notele sunt. Că bă, asta e noi. Dar copiii trimite acolo că, uite, e sau cum mi s-a mi întâmplat Mă întâlnesc cu un dita mai hândrălău, așa. Care vine și mai am brațe și mă pupă. Aha, Tata Valeria, și eu, da, tu cine a, -ați uitat, <laughs> bă, stai. Da, da, e? Ah, a da, uitat. Da, Chestiile alea sunt... Se, de, nu poți să ai... Sa, deci ai super da, satisfacție, da, da, da. nu e altceva mai. De fapt, e vorba de acest sentiment de utilitate fără de care eu cred că ești da, mort. Exact. Adică nu ai, că nu nu poți să găsești în tine și nici corpul tău nu poate găsi resursele, nici creierul tău, nici mai ales, nu mai zic cum cum își duce lumea viața, că nu știm nici să mâncăm, nici să respirăm, nici să ne mișcăm, nici să nimic, nu găsești resurse să mergi mai departe. Da, De aia iată, nici nu să ajunge la pensie, ești pe stradă, oamenii sunt, nu au, în zonele astea albastre, au demonstrat ăștia, în așa numitele zone albastre, bă, faptul că oamenii aia formează o comunitate și au, au, o viață cu sens, adică găsesc sens în ceea ce fac. Știi, aia, aia, e foarte important. Nu poți să găsești sens în, cum zici tu, de ăla care și-a făcut atâtea cazi. Nu poți să găsești sens în asta. Găsești o perioadă. Bă, îți faci una, două, trei, șapte. Păi da, da că la stăm fiecare zi cu frică. Bă, poate îmi sparg grei acasă, poate. Nu mai zic. Da, 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 da. E teamă. Mamă, ce... Da, da. Hai să-și citesc câteva din uh, chestii. încuța uh, Ancuța uh, 5 lire, uh, Vasilica Uh, Gherginel, 10 euro, mulțumim foarte mult. Uh, bună seara, poate aveți timp în această minunată discuție, uh, Petruț, să atingeți un pic subiectul refugiaților. Sim că alunecă atenția lumii de la problemă. Uh. Da, la Constanța noi am fost. Așa? E o problemă mare, eu am spus asta. Eu am lucrat în zonele cu refugiați, am lucrat de cu refugiații da. din Siria. Problema mare e asta, că după vreo două, trei săptămâni, lumea obosește și noi am pus la punct cu foștii mei colegi un sistem în așa fel încât să ținem, deci să avem ajutoare care vin constant și trebuie să înveți anumite lucruri, cum se organizează. De exemplu că dacă ai 10 refugiați, îți trebuie minim o cabină de duș pentru una pentru bărbați, una pentru femei, că ai nevoie de 4,5 metri pătrați minim. Care sunt sistemele de depozitare? Asta da, trebuie un fel de cutie în care să-și uh -huh, pună. Uh -huh. Tipul de patru. Deci toate lucrurile astea. Dacă nu ai trecut prin experiența asta, o să o faci prost și o să obosești foarte repede. Și nu-ți dai și seama o să unde ești. frustrare să da, că prin nu știi de... unde greșești corect. Da. E, și atunci, deci partea asta, să ai o logistică pentru refugiați, asta e bineînțeles, iarăși, statul nostru ar trebui să asigure lucrul ăsta, dar statul nostru este cum este. Aici am e un pic teamă. Dacă se prelungește conflictul, o să avem o problemă Și Acum, când am fost, ne-am apucat, ajutăm să am făcut o bucătărie, facem câteva chestii necesare și trimitem, deci am, trimitem când luna viitoare, trimitem 12 pales cu ajutoare în Ucraina, plus trimitem și în țară către refugiați ucrainieni, dar o să avem din 10 în 10 zile câte un tir de, de ajutoare care o să ne vină încercând să păstrăm cumva o, o rutină a ajutorului. Acum, de exemplu, în Cernăuț au cam terminat donatorii. Deci nu prea ai oameni care să-ți mai doneze. S-au strâns foarte multe la început, s-au împrăștiat aiurea, în loc să ai un centru logistic al lumea, Să fie apelat la oamenii ăștia de la IMAG, că au super logistică, să fie apelat la oameni care se pricep organizației nevoi. Eu, care am stat toată ziua la birou și m-am jucat șeptic pe calculator, nu sunt expert în. Corect, nimic. corect, corect. corect. E noi nu prea suntem obișnuiți nici să cerem ajutor, și nici să respectăm expertiza. Deci noi respectăm puterea. Forța. Uh -huh. Da. Forță. da. O lave, sau... E titlu, e uh -huh. domnul Arafa. Bă, o fi domnul Arafa deștept, da. Nu are experiența asta, hai să aducem unul care are experiența asta El e doctor, bă, mm -hmm. foarte bine, dar nu da, se da, poate da, da. pricepe și la incendii și la, la, la toate mm -hmm. Hai să întrebăm pe ăștia care se pricep să-i aducem pe ei că Oamenii sunt dispuși să ajute, dar dacă nu îi întrebi și iarăși e dezastros președintele nostru. Băi, deci gândește câte s-ar putea face dacă ai fi la Cotroceni. Bă, cere ajutor. Bă, bă, veniți, mă, toți în coace. Hai dracu să facem cea. Uite, Cotroceniu e dita mai. Aducem aici refugiații, că și așa stă degeaba clădirea aia.

Așa. Ce părere aveți? Așa. A, ce? Și asta, mă, ce, ce, a făcut Will Smith la premiile Oscar? Da. Știu, că l -a ăla. Pă, Da. Mă rog, încă nu se știe dacă... Uh, sunt foarte multe donații în ultimele minute. Mulțumim. E ceva eu. ce am zis. Așa. Uh, uh, foarte multe. Și uite-vă, la unii apare semnul ăla de liră, la alții nu, mă rog. Uh, e foarte bine. Hai să mai. Uh, Citim din uh, uh, mesaje, uh, ia să vedem. Bun, uh, voluntari mai primiți? Oh, da. Mai primiți? Da, deci voluntari sunt, cu cât avem mai mulți voluntari, cu atât putem să ajutăm mai mult. Și, în primul rând, deci noi ajut, am instalat o grămadă de computere, am trecut peste 500 de computere instalate. Mai putem să instalăm computere, că m-am ilogit de toate firmele, vă dați în computere. Uh -huh. Și cu cât avem mai mulți voluntari, cu atât ajutăm mai mulți copii. Și deci, practic, un voluntar va lucra cu un copil de două ori pe săptămână. Asta înseamnă maxim trei ore în, în timpul unei săptămâni, online, deci puteți yeah. să fiți de oriunde, iar. Bine, că o să vă prind asta și la trei ori o să transforme în cu totul să, altceva, da? da, da? da. da aveți dar... un sistem de ăsta prin care îi verificați voi un pic pe voluntari? Tot, da. Trecem da? prin tot, da. Treceți într-o... Da, da, nu, să apară tot felul de nebuni care să... Bă, e, treaba e că, bine, noi avem un întreg sistem, avem o monitorizare de asta okay. super dură, dar să știi, până în momentul de față nu a apărut niciun nebun. De ce? Fiindcă trebuie să muncești. Și partea asta uh -huh. de muncă nu prea e atractivă. Deci, nebunii vor satisfacție rapidă. Da, ești da, Deci, da. tu treci printr o chestie de trebuie să pregătești temele, trebuie, ești a, urmărit, prima da, da, da. temă este, tă cu tine. A, okay, cineva, okay, un specialist, okay. a doua iarăși ești urmărit. Toate temele sunt monitorizate, deci poate să intre tot timpul. Ori... Asta, asta e foarte bine, asta e foarte bine. Uh, bun. Așa, lansare la Cluj, întreabă cineva. Cu lansările foarte greu okay, că sunt... Bine, eu ce pe partea asta sunt, mă gândesc dacă e eficient. Da, dacă avem un loc la Cluj care să zică, bă, hai că vă primim noi și uh -huh. strângem 100 de oameni, Mă duc până la cluj, okay. dar altfel cheltuielile pe care le asta, fac da, 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 de cu da, da, motorina da, da. și așa, nu justifică să mă duc până acolo. Da, super ok. La ploiești o să fie lansare, o facem asta, mă ocup eu, <laughs> treabă. A <laughs> duc deci... pe mama la atâta, A, așa, aproape, da, da, super. <laughs> uh, uh, care sunteți cu alte localități, iată, înscrieți-vă și uh, pot să. Mă ducem o... la Timișoara, așa. și mă duc și la săcele. Asta mm -hmm. cele mă duc pe 9 și la Timișoara pe 16. Bun, 9-16. Anton Rusu, e normal ca un tânăr care e pe cale să termine liceu să aibă frică că nu știe ce să fac cu viața sa? Bine, noi am lucrat cu tot felul de tineri și partea. Am, am avut la un moment dat și un program în care luam tineri care aveau probleme de felul ăsta existențiale și duceam în ghetou. În general, de trecea. Deci, odată duși în ghetou, îți toate, bă, Sunt spai, bine, suntem bine, bine fericit, da, plățică, okay. deci ne-am scos. De Dar acum încolo, da, da. nicio problemă. Tineri... Acum, hai să, în, în, doar, doar ca să punctez, te întrerup, niciun tânăr la vârsta aia nu știe s Ce Ce să, să fac cu viața lui. Asta am vrut să fie Michael Jordan. Da. Deci, adică, știi, deci cu toții avem tot felul de Da, vezi că am eu am vrut. vrut să fiu Rodion Cometar. Da. Înțelegi? Adică da. <laughs> Bine, eu am vrut să fiu Michael. Bă, serios, până pe la 27, 28 de ani eu tot speram că tot o să ai... cresc. Eu până pe la 35. Deci am operat la la 35 m-am operat la genunchi de menis și de încrucișat. Tot speram că mai am mai o am șansă, totuși o șansă da, să, da. Să, să joc. Da. Pe mine m a luat, m -a luat Didi Prodan. Că a, -am, am, am? Zis că am chiar am jucat și eu fotbal. Da. Și m a luat Didi pe, știam și jucam, cum fost fosta generație dar da, da. și nu eram clar cel mai fraier uh -huh, Erau mai fraieri uh -huh. ca mine pe acolo. Și tot așa simțeam, mă simțeam, stai că dacă mă apuc a, mă, un pic, că... da, bag da. da, un antrenament două. Și, și sunt acolo. Da, ca orice copil care să vede pe el, nu a Să-i spună da. cineva că e mamă, nu știu cum sau așa. Dar ajutat foarte mult, deci avem destui, cred că undeva la 10-20 de copii de liceu care fac meditații cu copii. Și pentru ei, toți spun că e o super experiență pentru ei și nu vor să renunțe. Deci, e o chestie pe care continuă să o fac. Da. Zice cineva, băi, chestia asta cu donația recurentă mi se pare cea mai mișto, de exemplu, dă exemplu UNICEF. Voi aveți asta cu donația recurentă? Partea cu donațiile recurente se poate rezolva foarte ușor în bancă. Dacă vrei donații recurente pe tot felul de sisteme, se de, de ce nu îți faci tu pe site-ul Casa Bună? Păi, dar pot să fac... Să facem noi. Ok, dacă bine, strește. Da? da, asta mă, e. Vedeți cum obțineți, el nici nu deschide gura. Da, da. vreau să obține ceva. Uite, o da. uh, rugăm pe Edit, care a făcut și la noi uh, pe Super. site treaba asta și o poate face la voi, o o instalează Urmine. și veți avea acolo oameni care spun că e mult mai comod. Da, da, da. ști că da. ai apăsat acolo, ști că te anunță în fiecare lună, au venit, au dat bani, au, nu știu ce. Bă, yes. Mulțumim tare. Da, da. Ok. Mulțumim. Bun. Dar ce vreau? Deci, Ediță pentru noi. Ca... E... Am anunțați o băi, <laughs> <laughs> da Așa, mâine are treabă. Pentru noi e foarte important să ne ține, adică să ne trageți de mânecă. Exemplu, na puteam să iau eu mașini, să zic, bă, uite cumpăr eu mașini. Uh -huh. Am preferat să zic, bă, hai să ne împrumute o firmă mașină, ci de la Autonom. Da. Din că în felul ăsta ne obligă să facem treaba la fel de bună, că dacă nu, oamenii zic, bă, stai că vă luăm mașina dacă faceți vreo tâmpenie. A, deci, mie okay, îmi convine okay. foarte tare, adică ce căutăm noi, căutăm voluntari care să fie implicați. Uh -huh. Sigur, donațiile sunt foarte bune, necesare, putem să facem mai mult, ne putem îmbunătăți partea de oftalmologie, partea de controle medicale, unde se duc mulți bani în controle medicale. Dar cel mai important e asta, să, să avem oameni care ei vor să facă ceva. Noi cumva să ajutăm băi, hai, te pricep la nu știu, la orice te pricep, de la a citi cu un copil până la pune un acoperiș, te folosim, că trebuie facem, reparăm și... Acoperișul, facem și reparații. Aha, electrice de uite, toate. Da, da, da. da. Cineva care vrea să vină, de pildă, m-am gândit de multe ori la chestiile astea și le mai spun uh, uh, prietenilor care au firme și care au această problemă cu forța de muncă și cu. și, mă rog, eu am aici opinia mea că nu există această problemă, există da. doar oameni care recusează prost și oameni care plătesc foarte post. prost. Și atunci e evident că vei avea permanent o problemă. Cu, uh, cu forța de muncă. Uh, uh, dar uh, le, le tot ziceam, uite, mergeți în tot felul de locuri unde luați mai mulți oameni, le arătați ce au de făcut, uh, uh, știți, pot veni astfel de oameni, nu știu, da, să fac da, un sigur. curs de, uite, uh, e o criză fantastică de oameni care să monteze tabla pe casă. Spun, am un prieten care are firmă, dar așa ceva și ce Bă este nenorocire, frate. Da, și în același timp noi avem o mulțime de copii foarte buni în satele, în rural, în Argeș. Uh -huh. O mulțime de copii buni, buni, care pur și simplu nu o să aibă ce să facă. E, acolo dacă te duci, băi, hai să ajutăm, hai să învățăm copii să pună tabla așa. Acolo ai și un... Și o forță de muncă bună, fiindcă nu sunt șmecherași, că în București e, na, lasă-mă, mm -hmm. mă duc, fac mm -hmm. cu rapid un glov, o chestie, mă scot. Dar în sate, deci acolo chiar ai oameni serioși, buni, care, din păcate, nu au ce să... Nu au de muncă. Și cum, na, la Nucșoara sunt 40 de kilometri până la Pitești. Mm -hmm. Foarte greu să ajungă, costurile sunt mari. dacă am... Bine, noi vrem să creăm acolo mici industrie. Acolo. Acolo nu era o, ăsta cu fotbalul? La Nucșoara? nu la Nucșoara, nu 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 la Nucet era la da. sau la... A? La Nucșoara a fost o tabără în care mergeau ne duceau aha, în timpul da, 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 o tabără da, da, da. de sportiv. Probabil, ok. Da. Aha, aha, aha. Dar s-a distrus. S-a terminat. Da. Toate astea peste tot s-au distrus. Da, am pierdut mult. E asta ce încerci tu cu sportul și care da. e, și obsesia mea, deci cred că acolo e, e o, o mică mină de aur care trebuie explorată mult mai bine. Deci cred că, că faptul că noi am făcut sport ne-a forțat să înțelegem că nu e de ajuns să fii talentat dacă nu muncești de sarcapaciune. Și cumva disciplina asta a e foarte importantă. O transferi în ce faci în toată în viața. Faci, că da. dacă ești, ai jucat ceva, știi ce înseamnă un regulament pe care trebuie da. să-l respecti, există să reguli, da. trebuie. 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 trebuie să fii fair play, că nu te-a să-i dai o la un în după și aceea așa. Iei de două așa. așa. <laughs> uh, și toate lucrurile astea, da, că trebuie să tragi tare, că trebuie să, trebuie să te încadrezi, nu știu, să lucrezi pentru un obiectiv. Da ai un obiectiv. Bă, echipă. Să... Da, ce echipă, nu, nu mai zic. Da, teamwork și așa mai De fapt, astea cam toate lucrurile, pot fi transferate cumva din, din sport. Mă mai, mai, merg prin țară când acum să reluăm să, și le vorbeam copiilor. Exact pe chestia asta. Bă, toate aceste lucruri se, se transferă și ce să cere acum pe piața muncii, nu e limba latină, mâncați aici. Da, exact. Încă să faci în școală în România. Este să ai. Ce? Spirit de echipă, să știi să lucrezi, să coordonezi, să comunici, să știi iată, o limbă străină, să faci. Adică sunt alte lucruri care nu sunt neapărat uh, uh, alea pe care, pe care le înveți la școală. Da, și să ai facilități de să poți să ai. La despor care stau nefolosite pe mine mă. Mi se pare o risipă de da. potențial îngrozitoare. Păi da. plătește și un pic. Și închidă aia da, și nu, închidă. frate, nu există, nu-ți dau drumul. Nu. Exact. Știi ce și-au făcut unii? Am fost și-am cerut acces într-o sală, tot așa, pentru niște copii și și-au și făcut la primării cluburi sportive la care nu se nimeni. Da. Dar au ei doar o secție de ceva, dacă ca să nu, ai, să nu mai intre nimeni în sala respectivă, și au pus pe hârtie șapte secții. Da. Și au făcut poziții la sălile respective. Ocupat sunt ocupate. De... Nu avem unde să vă dăm, știi? Doar ca să nu intre cineva, știi? Este, este și incredibil. asta, că strică. Strică. Păi, sunteți nebuni? să strice, că A, bă, <gântă> nu le-ați făcut Eu... să le faceți mausoleu. Da, deci... Mai ales aia care au făcut pe fonduri europene. <gântă -i> <gântă -i> sunt primari care nu închise, <gântă -i> ză, frate, nu dau, nu... Deci nu, să nu să facă nimic, să fie acolo închise. Mihai Văduva, 100 de lire pentru grădința copiilor Viitorului. Vă salut, vă respect, mulțumim foarte mult. Noi mulțumim tare mult. Uh, da. Uh, voi aveți și un uh, intermediu de a învăța pe copii potențiale meserii, ah, prin un mijloc de a Da, păi avem o școală de meseri care am dat o în bară, dar care continuăm să o îmbunătățim, deci asta e ideea. Și ideea... Uite ce e și un băi, instalatori Da, păi exact asta facem Da. Face. Deci, acum Marian de asta se ocupă. Să facă instalator. instalator da. Băi, este... lăsăm la o parte că toți suntem instalatori, mai ales ăștia care ne <laughs> da, 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 la da. La da. și ne pricepem. Băi, da, sunt ăștia, deci eu am, eu am zis, ce -am, omul pe care am cea mai mare pică este instalatorul meu. Dar nu l-ai cunoscut pe Piticu. Marian. Și eu la fel. Băi, băi care mâinile, dar nu știu din ce sunt făcute. Frate, îți pricepe orice faci. Dar dar îți răspunde la telefon doar când vrea el, pentru că e atât de prins și are atât de multe, că el nu-l interesează că l-a sunat ăla, l-a sunat ăla, știi? da. Băi, băi, piticule, vinul, am și eu una. nu știu. Da. Înțelegi? Nu știe, nu știe dacă ar fi 200 de mii de instalatori, înțelegi? Ar zice, când munca, gata, ah, hai. gata da, da, Deci, dar, da, e, e o criză de, de meseriași care să știe să fac, Adică să uită la ceva și să mine rezolvă pe telefon, zi ce scrie, zi maia, umbla, da, și fac eu. Exact, exact la și telefon. mie îmi dă indicații. Da da, 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 adică... Nu, dar ideea noastră a fost exact asta, să construim o echipă de meseria și, de exemplu, tu te duci în vacanță și îmi dai cheia și zici, bă, când vin apoi e uh -huh, uh -huh. vărit, e așa, șters pe jos, deci nu te apuci, tu să faci curat. Corect, dar, totul tot e mutat, tot, tot e... e uh -huh. Acolo vrem să ne ducem, deci să construim echipe mobile, deci care îți poate să lucreze în tot jurul Bucureștiului. Care, deci tu zici, bă, uite, am nevoie să-mi vopsesc întreaga acasă, să nu știu ce, și trebuie să mă duc în concediu. Că nu am chef să stau cu toată casa să mi se pună în cap. Și uite, voi rezolvați chestia asta. Și e, crezi că își lasă cineva casa? Pă? Da, clar. La, da? Da. da. Deci la noi acum, deci gradul de încredere e uiaș. Deci, pe mine mă voi. Da, la, noi. La, la voi. Păi da. de asta și zic să Am facem înțeles, noi, să noi faci echipa. Acolo. Noastră, ok, ok. Să facem. Sunteți voi garanția. Da, că, 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 că îți dai seama, ai o, câteva sute de oameni care garantează pentru că nu corect, se corect. întâmplă niciodată, niciodată. Da, 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 da. Pe partea asta să ai și încredere în că-ți se oferă prețul care e corect. Că oamenii aia fac o lucrare corectă și că nu se nu -ți dispare nimic din casă. Îți nu? găsești casa tot da, acolo, exact. da. Așa. Andrei, 100 de lei mulțumim foarte mult. Faceți o treabă minunată, am donat pe site pentru a evita comisioanele, foarte bine. Uh, mai avem aici. Lucrez de patru ani în domeniul ăsta și meseria nu e chiar atât de complicată. Zice Ivan, care a zis cu instalațiile, cu instalatorul. Uh, se pune accent mai mult pe experiență. Da. Păi asta e. Da. Și asta avem. deci Noi, copiii, sunt ucenici, practic. Lucrează acolo cu Marian și Maria ne învață cum se fac lucrurile ăștia. Am avut în trecut doi copii senzaționali, numai că sunt în Spania, unde trăiesc foarte bine, ce e drept, da. și eu mă bucur foarte tare că au reușit asta. Nu, cred că ar câștiga cam la fel și în România, numai că na, din au vrut să scape de toate traumele prin care au trecut ei în copilărie. N-ai să le zici. Mă sună, vorbim. Să aha, să aha, adică dar... nu sunt oameni care nu, au avut palma copilărie. Nu, nu, nu. Da. da. Dar... Uhum, uhum. Păi nu, asta e asta foarte bine Ideea e să nu te oprești aici Știi că aici, asta le zic și eu Bă, uite, a, am format uh, uh, Cinci oameni în ultimii cinci Mol, ani când și, aud și de ce n-ai format 50. Ui, adică ui. acum formezi unul Păi nu, bă, că bă, pleacă bă. Păi bă, da, dar îi folosești, pleacă după aia bă. Știi? Da, bă, noi cumva Nu mai acceptăm dat un bară. Bă, deci o dai în bar, e normal în fiecare zi ești prost. Da. Câteodată în fiecare, deci foarte des e și mărlan. E bă, asta e acceptă treaba, nu mai fă la fel, adică nu da. mai fi prost în același mm. fel. Dar nu e nicio nenorocire. bă, e parte din Viață. Da, deci, dacă da, nu dai da, în bani, da, înseamnă că trăiești într-un mediu steril uh -huh. sau ești pupat în cur de toată lumea. Da, sau da, ești da. domnul Iohannis care nu dă niciodată în bani. Da. el chiar crede că el e perfecte. perfect. Da, e. Da, da. Nu. Cum să zic, stai și te pui, că eu, și la mine asta e principalul exercițiu. Bă, să încerci să te pui un pic în locul ăluia, știi, și la un moment dat îți e greu. Să crezi că omul nu are momente de sinceritate, știi, când se uită în oglindă și ce. Bă, bă, eu, eu ești nu cred că Și a... cu stăm, da, orice om, da, să uită da, da. și zice. Da. mai zici, știi, bă. Azi ai fost schimbat. Da, 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 exact. Săptămâna da, asta, da, da, a, da. Da, Ai că am fentat-o, Sau da, nu da, știu, anul ăsta, bă. Știi? Adică refuz să cred că există oameni care n-au chestia asta, pur și simplu. Sau au răspunsuri. Din... Sau. Mm? Eu, na, experiența mea cu politicieni, cred că una dintre calitățile politicienilor, asta e, că ei nu se uită, frate, în oglindă, Deci nu-mi imaginez și sunt oameni pe care i-am cunoscut, bă, mm -hmm. nu pot să-mi imaginez cum dracu sunt atât de mărlași, de proști, de. Nu pot să mă gândesc, băi, cum faci asta? Cum zici tu? Nu te mai uiți, dracu, în oglindă aia da, zici, da, bă, da. scoală! Ai dus cu cap câțu! A -a? Asta e un exemplu. Da. Bă, cum a luat-o băiatul ăsta atât de raznă? Părea nu normal, părea. Bă, eu cred că doar părea. Eu cred că așa era de la... Da, da Când bă, nu a fost bă. la noi, cu vreo trei ani sau ceva, eu le-am zis, vorbeam și cu Mihai Radu și cu băieți, zic, băi, eu nu cred... Hulu, da, am uitat de, de ce... ce? știi cum? Da, știu, mi a data trecută. Da, da, da. Și le-a zis la ăștia la bă, vedeți că stai razna, frate. da? Le-a zis atunci. Și după aia, da, că l-am mirosit, că omul era atât de plin de el, știi, că să ăștia care cred că ei sunt da. miezul în suc, frate, e nenorocire, adică... Da, cum să faci asta? Bă, deci... Da este ceva... Suntem o țară plină de gen. De deci ce asta mă îngrozește pe mine? Uite, sunt oameni care, chiar dacă le atrage atenția, refuză să vadă adevărul. Da, într-adevăr există chestia asta că e foarte comod și creierul, mintea emoțională face asta fără niciun fel de problemă. Și de aia ce zice și ăsta Steve Peters. Bă, nu te pune cu șimpanzeul. Da, da. O să-l dresezi să da, Astea sunt metafore diferite. Da. Dar ăsta, Steve Peters, oare pe asta cu șimpanzeul cu a scris Paradoxul cimpanzeului Și zice, bă, șimpanzeul e de cinci ori mai puternic decât omul. Om, da. Nu te pune cu el. Poți să-l convingi. Poți să faci ceva astfel încât să-i spui că e bine lui pe termen lung. Dă-i și ceva pe termen scurt. Da. Fă o negociere cu el ei sunt total dominați de cimpanzeu, e clară treaba și atunci ăla are mereu răspunsuri. Adică, bă, hai să cărăm cărțile astea. Mintea emoțională zice mereu. Da, Lasă-le, că le duc da. Nu acu, acum, da. da. sau nu? De imediat are un răspuns ceva Să nu să nu, să nu. Poate trece cineva, le de aici sau ceva e, aici, aici, cred că e, aici cred că e marea problemă Da Abia aștept să apară uite, Uite, Ancuța zice plata recurentă la Casa Bună. Bun. Senzațional. Și bineînțeles, cartea. Cartea, da, este. Sper că v-ați comandat-o cu toții. La următoarea, câte ai tipărit? 10.000. 10.000. Am fost nesimțit. Și le-ai le să... dat? A, nu. Nu, nu s-au dat încă? Nu, încă nu. nu. Mai ești nebun. Nu, Cred că de -au dat. Trei săptămâni nu s-au dat. Nu. Da? Mamă, noi un... când am făcut aia cartea, păi pe aia, că stăm de aia ușor să vândă. Păi zice mi la următoarea, înainte să o așa, să îți dau eu că am notat, eu făcând 20 de ani și corectură de ziar, da. înțelegi, am, am notat, sunt vreo, uh, uh, am găsit eu, șase greșeli. Da, uh, Le-ai le văzut? Da, da. Uh, am găsit. Uh, uh, sunt vreo patru, în loc de cratimă, e semnul întrebării într-un pătrățel. Da. Înțelegi? La astea. Sunt astea care scapă. Dar, dar vreau să spun așa. Deci, eu citesc cel puțin o carte pe o săptămână ce prezint aici și ce. Cred că e una dintre cărțile cu cele mai puține greșeli de uh, 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 scriere Mulțumesc. din uh, cele pe care le-am citit eu și apărut în limba română în ultimii 10 ani. O mulțumesc, că se... noi am făcut toată editarea. Serios, adică se vede că cineva s-a uitat pe ea uh, foarte bine înainte să... Adică dacă vrei să te distrezi vreodată, dar să te tăvălești pe jos de râs, eu am făcut treaba asta inclusiv la un curs la, la litere la universitate, unde e o doamnă, cred că mai e și acum, Olga Bălănescu o cheamă, predă publicitate și are niște cărți. Deci dacă vrei să te tăvălești pe jos de râs, Citește cărțile profesorului în universitar. Bă, te dai capul de pereți. Deci îți vine să te duci și să-i bati cu cărțile. Înțelegi? Bă, scrise cu picioarele, fără niciun pic de respect față de studenți. Da? Deci eu, eu am făcut cartea roșie, am făcut asta cartea roșie și m-au și am i-am dat cartea, Așa, bă, trebuie să fie rușine, mă, da. bă, bă. Cum dracu să publicați așa ceva? Dar cum dracu să cereți bani, pe Așa ceva, că știi și vin da, și da, la cursuri, da. că trebuie să, cum cu... să cum ai, ai luat cartea. Da. Eu bă, mă dă carte, ar cartea dracu, știi, adică deci sunt incredibil, incredibil și atât de că pe mine asta mă, bă, uită te bă, pe ea de mie de ore adică eu, eu până și în scriptul ăla pe care noi îl facem în fiecare zi pentru emisiune, deși doar noi ne uităm, bă, când trec ultima dată, bun, e și defect da, profesional, pe. că mi-a rămas treaba asta, bă, corectez alea, chiar dacă știu că doar eu le citesc și sunt ale noastre, nu, nu le vede nimeni în afară de noi. Bă, dar nu pot să-l lași așa, mai ales o carte pe care... Deci, bă, eu sunt... Sulea spătarul profesor <laughs> universitar și le dau studenților un căcat să citească, știi? Că și asta când vezi, ce mă înveți după mine? Dacă tu nu știi să scrii românește. Da. Că nu poți să o dai pe aia de la tipografie, Băi, e clar da, că tu ai scris așa. Exact, dă te da. încolo, dă ne animal. Da, asta așa despre cărțile scrise de nu toți, bineînțeles, dar foarte mulți dintre profesorii universitari. Uh, un mix fat, Sorin. Mai bine donați direct în cont. Asta s-a zis mai devreme. E foarte bine să donați direct în cont. Noi oricum uh, uh, adunăm toți bănuții ăștia și îi livrăm Uite, Andrei, 100 de lei, mulțumim, uh, Marius, 25 de lei, mulțumim uh, uh, foarte mult. Bun, uh, hai să vorbim un pic, uh, mai avem un picuț, mai stăm 10 minute, uh, despre asta cu politicienii. <laughs> da. Uh, inițiativa asta tot așa îi zice ani pe bune sau? integritate pe bune. Integritate pe bune, așa? Ne, ne au spus avocații că ar fi bine să, mai să zicem, nu mai zicem da să nu. Okay. se Să supere băieți. Să nu se supere agenția, mai există agenția de <laughs> E așa zic, da. Ok. Uh -huh. da. E de ce vreau să o leg. Uite, povestea asta cu bese acum. Aori, da? da. De, nu știam despre băse, ce, cum. Vorbim, ne-am înjurat peste tot, indiferent de unde eram, când m-am nimerit cu turnătorache, pe la emisiuni, pe la astea, peste tot. Și am tot timpul am spus același lucru, apreciind extraordinar faptul, mai ales, iată, în, cu conflictul ăsta din Ucraina că putem să facem așa ceva exact, să da. facem zdrențe la televizor adică ăla da. pe Iohani să-l facem în toate felurile, că n-ar merita la fiecare da, emisiune putem, să, o facem, putem da. să facem treaba asta, bă, se la fel bă, tot, bă cu toți e, bă, acum să dă aia definitivă, care să putea da, dar cu 15 ani, corect? Exact, da. e, cum văd eu inițiativa asta și de ce e mișto ea făcută, deși serviciile s-ar putea să aibă o problemă cu o astfel de inițiativă. Au pentru de că... Adică mai au? Da. A, pentru că serviciile așa lucrează. Adică te-am prins de boașe da. și, și, zicem că știm și tu faci ce se am, Am strâns menghina acolo și zicem, cu coițele lumatale se află aici. Acum, tu da. zici dacă dăm de asta, știi cum era la de, de manivelă, dacă strângem menghina sau nu, știi? E, dând toate lucrurile astea Publice, nu. pe față și oamenii aflându-le, că și asta e o altă problemă. Bă, nu e mai bine să aflăm dinainte? Păi da. Să știm dinainte că uite ce facem. L-am votat pe ăla, nu știam că e turnător când l-am votat. De două ori. Da. L-am votat pe ăsta la altul de două ori, la fel. A doua oară știam că a furat o casă. Nu ne-a mai interesat. Înțeleg? Dar prima dată abar n-aveam. A venit zânul. Exact. ideea e, bă, când că uite democrația asta, Odată trebuie să avem grijă de ea, dar trebuie să și învățăm. Bă, ai, uite, facem aceste lucruri și le luați stăra. leverage-ul, știi? Da, <laughs> pe asta am și sperat să facem. Și raportul, deci, a fost descărcat îngrozitor de mult. Deci, am avut zeci de mii de descărcări ale raportului, deci nu ne-am așteptat la așa ceva. Bine, noi am făcut un raport, am zis, Oi, cum am vrea noi să arate un raport al anii. L Am făcut așa cu grafice, deci poți mm -hmm. să vezi tot, firme, educație, toate super date, atenție, Publice. nu uh, uh, cum uh, făcea Zimă cum fac ăștia, mai sunt unii de fac emisiuni și s-apucă dau Google. Da, da, și se, zic, uită se pare că are, da, nu știu ce, se -a pare a că, a nu știu unde da, s-au auzit că, despre da, el că, că, că da. i-a trasul un știu cine. nu, deci noi avem datele oficiale pe care pe ei l au publicat. Okay. Deci, tot ce au publicat ei, plus registrul firmei, plus registrul de cadastru. Deci, Integritate pe, bune. Integritate pe bune.ro Integritate pe bune.ro De acolo puteți să dați jos o primă... Primul Cum raport, primul 50, total aleatoriu, 25 de peneliști, 25 de psd ca să putem după aceea să luăm câte 10 din fiecare, că ăștia mai mulți. Corect. Și urmă... da. Dar acum următorii facem exact ăștia Am luat toți, toți parlamentarii din comisiile de control ale SRI-ului SIE, ORNIS și așa mai departe oh. E o jale acolo Poemice. Deci, bă, da. Deci, pe mine m-am da. Așa. Deci, pe mine m-am amuzat acum. Deci, recent a fost, a ieșit domnul Ghinea, că, băi, cu seriul, cu nu știu ce. Așa. O frățică, dacă când voi ați fost la guvernare, deci ați fost pe Mucles total, când era vorba de serii, de serie, bun, nimic. Nu, nu zicea nimic. Da, Și da, pe da. cine azi ne uităm, pe cine a spus voi în comisiile, dacă a spus pe oameni care Greu, ă? Greu, frățică, <laughs> rău, de tot. Deci cum s-a întâmplat treaba asta, ne explica și noi. Deci treaba asta de ipocrizie, nesimțire și, bă, hai că merge, știu, eu stric sereistul și Aha, bă, a, a, un botul. Deci, și e super toxic faptul că serviciile sunt atât de bogate în politică. Da. Și reforma serviciilor, cred că e mega necesară și îngrozitoare tăcerea partidelor pe partea asta. Deci nu au mai prezentat un raport de activitate de 5 ani de zile. Da, da. Au niște, deci bugetul e enorm și la, la să. bugetul, în. e chestia aia că pot face business, frate. Adică eu vorbesc cu antreprenori care, activea, care încearcă să activeze, activeze, tot acolo și îi lupă pe undeva și ăștia au acces la toate datele lor, vin, le zic, să duc. Păi tu ai văzut ce au putut să facă cu. inclusiv cu chestia asta, cu ciucă. Da. Tu ai văzut ce au putut să facă. Deci de la înalta curte să vină un... Proc... De deci aia trei... Nu știu, noi, poporul, să-i dăm în judecată. Da. Sau o chestie, nu știu, pe persoană fizică, două milioane de oameni. Să facă o plângere penală. Problema e că au desfințat Și ăla. Unde? Cine îl mai judecă pe ăla? Că dă lui unul procuror la curtea de arge. Și înțelegi da, care... Ce faci, mă? Păi îl anchetez pe ăsta. De ce? De ce i-au oprit o investigație academică? Bă, ești nebun, e ca și cum ți-ar sosi ție mâine la... Agenția ta de integritate asta, integritate da. pe bune, da? care e o inițiativă cetățenească, și ți-ar veni de la parchet, vă rugăm să opriți. Da, exact. astea, că avem în curs da. <laughs> Rebur, da. de... Exact. Ce e asta? Acum e posibil așa ceva? Eu de săptămâna trecută încerc să înțeleg. Am vorbit și cu Emilia, Șercan am vorbit cu oameni care, bă, puteți să înțelegeți treaba asta, adică. Adrian stase, cu care, atenție, eu, pe vremea PSD-ului, eu făceam ziare cu garda financiară la ușă. Înțelegi? Deci eu aveam, am avut prieteni la garda financiară care citeau ziarul meu local și veneau la noi și ziceau, fiaten, și îl sunau pe unul, la o firmă, și ziceau, bă, fiaten, trece pătrarul pe la tine, îi dai 505 5 milioane de lei, cum era atunci, da, în da. anii 2000. Da. Că ne urmărea PSD-ul peste tot că eu trebuie să duc la serviciu că l-am amendat că nu avea actele la sediu. <laughs> Înțelegi? Deci zicea, bă, fii atent, eu ți-am dat amendă că n-ai actele la sediu, 5 milioane, și am vorbit cu o firmă să ți dea publicitate da. Bă, 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 dar nu-ți Să nu-ți dea uh, sigla în ziar exact. Că dacă apărea sigla Era nenorocire da. da. Și noi ajunsesem, ne făceam contractele de publicitate Ziceam că le dăm ziare Nu de contravaloare, nu, nu publicitate Că dacă făceai publicitate Noi a luau ziarul și ziceau Firmele XYZ Afa, Control, da. control, mâine De ce dați bani acolo e, A ăsta, acu Năsta se pare că juca la Copii și Juniori da, e asta cu ciucă. Adică raportat la asta cu ciucă, e, da. E super scârboasă. Și nu... Că, e, e, dincolo de... De nesimțire. Deci o treabă de asta. Ba, ne pișăm pe voi da. și, nu mai, și ne și laudăm cu asta. Da. Bă, Iată ce v-am făcut. făcut da. Da, Uite da. ce frumos ne-am pișat noi pe voi. Da. Extraordinar. Super. mai și lăudători. Bă, las-mă, de ce să vorbim acum? Mă, uite că e băiatul bun pe Ucraina. O te gândești o Ciucă Zelenski, o fi făcut ceva? da, 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 mă, da mă, așa da, da, se vorbește. Da, da, da. Mamă, dar las că ne-a ținut sigur. Mm? Cum ați ce făcut ne-a ținut sigur? Se doare mintea. Dacă nu înțelegi, adică pe om îl vezi, nu înțelegi nimic despre nimic. Da, da, da. La... Mi-am încep să mă gândesc că totuși, stai mă, Joana nu e chiar așa rău, deci... <laughs> Dacă... Da, păi stai, s-o pregăti acum. Dar... Da, da, am văzut, e pupat în cur la, mm? la da. cele bune în Uite, gruște. întreabă cineva, Andu, cum pot ajuta la proiectul cu integritatea? Scrie ne la contact... Nu, An... nu, la anipebune.gmail.com okay. și vă preia cineva, treceți printr-un training, vă arătăm exact cum se fac cercetările pe SICAPE. Uite, i-a răspuns Caterina. Fii atent, Caterina deja e voluntară la voi. Da. Puteți ajuta selectând aici unde, unde vreți să ajutați. Uh, www.integritatepoibune.ro/slash/join Exact. Acolo Correct? pe site avem pus tot. Mm. E un formular, e făcută da, avem Dita mai echipă de IT care ne ajută, tot așa, voluntar. La asta nu m-am așteptat. Uh -huh. Deci, la cât de mulți oameni și avem câțiva cercetători academici pe bune, deci cercetători de cercetători, uh -huh. care fac voluntariat la integritate pe bune. Și am făcut tot fel de chestii super faine. Deci, tu vii, dacă zici, bă, vreau să cercetez contractele cu statul. Ai un modul de training ți se arată exact cum te uiți în SICAP. Ok, cum faci okay. vrei să te uiți la declarațiile de avere. Ai un training în care îți se spune, uite unde te duci, ce descarci, la ce te uiți, cu ce compari, cum se face, cum te uiți la declarația de interese, uite-te la nevastă și așa mai. Și da, am pus la punct asta, nu mă așteptam să avem de să reușim să o facem. Și vrem să ne ducem după ce terminăm. Bine, dacă o să avem unde ajuns de mulți voluntari. Dacă n-ai fost nenorăcirea asta de război, probabil ar fi fost mult mai simplu. Mm -hmm. Dar vrem să ne uităm la universități, exact ce zici tu. că Ce am descoperit noi, deci în primii 50 avem mai știu că un primii 50 de deputați avem vreo 48 de diplome care e suspecte de plagiat. Deci care e suspecte, suspecte. Deci o nenorocire. Și fai de cap, în ce facultăți am descoperit ce legături între facultăți unde deci Socru e în același comisie de doctorat cu ginerele și cu un da da, 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 da. Noi a 5 3 <gânt> sunt asigurați. Deci, n-ai nicio problemă. Da, 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 da. Incredibil. Da. Deci, acolo e o păi Eu amelorire. cred că sunt bă, bă, foarte mulți oameni care vor, să, care vor să participe și care vor să, să se înscrie, și băgați-vă oamenii acolo. Că, uite, asta e o. Că mai e și chestia asta. Bă, da, nu. Brec, că îi înțelegi pe oameni că nu vor să intre, de pildă, în politică. Că, da. uite, ai da. poți și ai plecat. Bă, <gânt> da, să te implici, poți. Foarte mult, uite, făcând ce faci tu, ce fac eu, ce face eu, la toată lumea contribuie cumva, că asta e important. Cum dracu apărăm, asta tot zic de ceva democrația. timp, ne uităm ce e în Rusia, cum dracu apărăm democrația asta pe care o avem și libertățile astea pe care totuși le avem, chiar dacă, uite, vin serviciile, fac rahatul ăla, vin, da. vorbim despre ele, putem da. să vorbim, adică nu se oprește imaginea aici, nu să știi? Da, și ai e. și numai asta, dar ai și oameni din servicii care, își care își doresc asta, lucru, da, da. Bravo, bravo, bravo e o chestie ce spui tu e foarte important băi, democrația nu e un dat Democrația e o chestie pentru care trebuie să ne luptăm. În fiecare zi. Și cere efort. Trebuie să ne chinuim. Că nu e... Da. Cum e aia? Lasă-i, bă, dai dracu, pe mine nu mă interesează. Cum adică nu te interesează? Exact. nu, că nu te interesează, dacă vine unul de... te interesează dacă vine unul și de afară de la tine în casă? Păi stai de cum să vină? Păi despre asta e vorba. Că nu poți să vină atâta timp cât apărăm dracu, rahatul ăsta. Da. Nu? Și sigur că nu e perfect, dar... Asta e, deci cum spui tu. eu mie îmi prinde bine că mai mi-amintesc călătorile mele prin țările aha, aha, alea, aha, aha, vai de cap Și mă întorceam, de exemplu, de prin Georgia, Azerbaijan, Armenia, și ziceam, wow, ce frumos, bine că am semn, venit! Am văzut dar... asta în carte și voiam să te întreb că te duci în unele locuri, știi cum e aia, când mă compar, mă liniștesc. Deci, sunt multe locuri, inclusiv ai fost în zonele astea, da, ziceai Georgia, și așa, unde jale, a? Aoleu, da. Deci, Am stat cu securiștii după mine, deci, și, și nu aveau nicio jenă să se ascundă. Nu, frate, De erau mie. lângă tine. Sau, na, Gaza. Deci, nebunești dacă intri în Gaza. Mamă, mamă. Sau Laos. Laos e comuniști de aia da da, 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 Și vezi acolo, te... e bine din când în când să mai călătorim câte un pic. Și asta că putem să călătorim. Deci mai ales noi care am trăit prin comunism, ai de cap, nu? Da. Ei, dar binel ăsta nu e permanent. Dacă nu ne chinuim să-l păstrăm și să-l îmbunătățim tot timpul, o să fie jale. Că ne obișnuim foarte repede cu binele și nu ne se mai pare, bă, las, deci avem... Tot da, luăm confort, totul da, da, așa, e, da, e, da, e ok. Așa, da. O să vină și mâine și nu știu ce, bă, nu e chiar așa. Da, da, da. Dacă îi lăsăm pe nemernici ăștia să-i pe noi rapid gândește de cum ar să câștige șoșoacă. <gângă> deci, alegeri. Am pus-o. Deci, noi am fi, n-am duce. Oh, ar fi, exact. ar fi Nici <gângă> Ai nicio treabă. Plecăm în Laos. Da, Forma exact. ta să ne fie mai bine da. decât aici. Știi? no, no, No. Ar fi, îți dai seama, norocire. Și eu. asta că oamenii nu înțeleg. Oamenii, oamenii nu-și dau seama și nu mai apreciază. Ba mai mult decât atât, văd un festival de asta de când a început conflictul. Văd un festival de ăsta, prima dată au fost așa, ca la pandemie, loviți un pic în cap, sau o pitit, sau aia, după aia au început să iasă cu cipurile, cu căcat, cu așa. Acum, la fel, au stat un pic pitiți, mamă, după aia au început. Stai, mă, că și au băgat bățul pungar la Putin. Au... Deci e un festival de ăsta, hai să-i găsim scuze exact. lui Putin. Hai să știi și te gândești, bă, cum funcționează. Bineînțeles că răspunsul e, nu au educație, nu știu, nu își dau seama, n-au informațiile pe care ar trebui să le aibă ca să... Uh, nouă, ni se pare logic. Zic, stai, mă, sunteți nebuni. da Știi, dar el n-are aceste informații, ele nu există în mintea lui, știi? Ah. Și atunci îi se pare ok omului că el achesează la o chestie care îl face special. Exact, da, se simte. Și cumva, bă, da, cine da, e da. la expertul, ăla? dar ce eu nu pot să Apropo zic? La de fel, sfârșitul da. al exact, lui Tom Nichols, da, e exact treaba asta. Lasă-mă ce cu experții. Știi? Da. Mai lăsați-mă mă, cu experți. Dar da. da, cu cine mă, Deci, dacă nu cu experții. e deci... dracu da, de experți, da. cu șoșoacă. Da, exact. că Despre asta e vorba, da. Da, la noi, pentru noi, chestia asta cu. Casa bună, ce am observat noi nu numai că avem un impact foarte bun asupra copilor, dar avem un impact foarte bun asupra comunității. Deci noi nu avem comunitățile în care lucrăm. Bine, au venit lumea și ne-au întrebat, cum e cu 5G-ul, cu ciparea, nu știu ce. Bineînțeles, ne-am căpiat de râs și am zis, bă, lasă e cum... Da. Nu că ne bagă în roboți. De unde e tehnologia asta? Deci. Iată, iată. Dar le. Exp... Ei, nu avem probleme de felul ăsta. Că mm -hmm. Cumva, ne... de fiecare dată când au dubii, vin și ne întreabă, voi, dar voi ce credeți? Și okay. bă, uite, ăsta sunt. asta e partea de știință și asta e partea de nebuni. acum, deci dacă 99% din. Oamenii deștepți zic, hei, mm -hmm. nu contează că zice unu cea. Deci nu poți să te la. la Hai, e, e, da, 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 da. da. Uh, Andrei, 49,99, deci iată e, uh, uh, prețul cărții. <laughs> Mulțumim. Da, uh, uite, Ivan, zice, uitați-vă la oameni, Târgu Mureș cel puțin trei plagiate în rândul profesorilor. Bine, peste da. tot cred. Da. Dar uh, am găsit general așa. deci general de armată din Telorman care și-au făcut doctoratul la, educație, la uh, Facultatea de Educație Fizică și Sport din Chișinău. Da? Și așa și-au luat titlul de general. Pe bune, pe bune. Și tu dai seama că nu au fost odată exact, adică păi mi-a fi... spus decanul ah. de acolo că eu am fost de așa când am fost la Chișinău. Atunci am aflat. Ah, că am okay, făcut okay. training cu comitetul lor. Ah, am din... înțeles. Ce? N-a trecut niciodată. Și e plin. Deci, deci avem doctoranța acolo în prostie. Majoritatea nu sunt din Moldova, sunt de la noi. Fabulă. Dar gândește-te, de la Telorman, te-ai gândit mă... Unde să mă duc eu? Deci, colonel, ce fost. Unde mă duc eu să-mi fac un doctorat? Să nu mă știe nimeni. Să mă specializez. Așa. Și nu, baltă albă. E Ăștia sunt impostorii noștri. La, la bălți acolo. Da, exact. Da, da, da. Dar trebuie cumva să ne educăm. Și noi sperăm cu partea asta de integritate pe bune să facem asta. Adică bă, vă dăm toate datele. Mm -hmm. Să aveți acces și la Dita mai pentru jurnaliști. Însă vă dăm tot accesul la baza noastră de date. Deci puteți să descărcați tot ce vreți voi. Oricum le puteți descărca, dar nu le mai căutați. Da, 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 da. da. Vrei? Vrei? Toate declarațiile de avere al lui Solomon, niale pe toate. Vrei toate firmele lui Solomon, niale pe toate. Vrei toate, ți le dăm noi pe toate, dar să știi că le ai acolo, <fie> să nu mai îmi zici, bă, dar nu aveam de unde să știu. Super. Și cred că puteți să faceți un parteneriat, nu știu dacă, dar cred că sunt uh, super ok, cu ăștia de la termene.ro. Am făcut, da. Ați făcut? Da. Sunt foarte ok, știi da. că acolo sunt inclusiv legăturile da, da, exact. care între se fac firme, între da. firme, acționari și nu știu ce și te uiți la o poză de-aia și zici ia uite-l pe prost. Da, da, exact. <laughs> da. Funcționăm, facem și cu uh, lege 5, okay. termene pun ne uităm și. Pe, deci avem acces și la toată baza de date a Ministerului Justiției cu mm -hmm. cum au fost dați în judecată. Toate Aha, de cine, de da. așa Și ne uităm și la cadastru. Iar acolo e nenorocerea cea mai mare. Încă oh. oamenii declară în declarațiile lor de avere și trec, bă, am două proprietăți. Te uiți, în cadastru are 30. Și zici, bă, cum se întâmplă bă, treaba eșine, bă, asta? Sunt situații de-astea? Da, e. Și nu e una. Păi nu. și ăla e fals în declarații. Exact, fals în declarații publice. Dar e plin de fals în declarații publice și eu mă întreb ce n-am făcut. Nu, mă ani. gândesc astea, cât un fals că dau ei domne, am făcut școala nu știu, în trei ani, adică dar nu, care adică nu sunt... Nu, dar e, care e nu pe sunt declarațiile de avere, așa? e o jale. Uh -huh. Deci noi, noi am estimat că Așa, e 64%, asta, deci din primii 50 de ani, 64% la asta au completat greșit declarațiile de avere Greșit, voit? Ui, sau. Da, e clar că e voit, încă e în favoarea lor. A, deci, dacă okay. ai fost în defavoarea lor, am fi spus, au greșit. Dar, mă da, toți greșiți, tocmai, tot în favoarea noastră. Mm -hmm, mm -hmm. Și apartamente care apar, disparți, trezește că -o de de e faimoasă doamna furtună care a făcut. Deci, numai că a trăit cu soare și. n -a avut venituri așa. A, da, aș și făcut în plus, deci în vreo 200 și ceva de mii. Deci n-a cheltuit nimic, 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 și cu mașină, cu două apartamente, cu o vilă, cu nu știu ce. Deci fără venituri? A, da. Dar și a economisit 200 și ceva de mii de lei. Asta e Da? Așa e și talentul. Așa da? orice deci, proștie din da, salariu da, o să da, da, pună da, ceva da, deoparte. Da, da, așa Problema e e îmi pui deoparte și <laughs> dai dacă salariu. <laughs> Vai de cap. nostru. <laughs> incredibil. Și ăștia incredibil. de la aur, iarăși, deci dacă treci prin ei, le și înderzi, deci nu-ți vine să crezi. Bă, deci, cum am ajuns în situația asta, nu știu, niște clovni. Deci, și, și jignesc clovnii, de fapt. Da, da. 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 Mâncare, fac o meserie corect, cinstită. Corect, da? corect. Deci, fai de capul meu. Deci, mai ales majoritate de sunt în niște nulități, nulități, nulități. Deci, <fie> 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 unul care a terminat facultatea de muzică și n-a lucrat un singur an, trei ani, deci muritor, muritor de foame. Și o merg. Jale. Deci, în Parlament. Și au și tu deci nu, băi, noi, meritocrație. Deci, când am auzit pe Simion, pe acel cu meritocrație, am leșinat. Da, am da, am zis, da, <laughs> nu se ai poate. Faptul că și-a securizat. Da, da. De... Democratic. Democratic și-a securizat poziția de, de președinte. De prea cinstit Da. da. Uh, Alexandru, 99, 99 așa. <laughs> Ce Andrei, 99, 99 uite, o, găsit, sunt uh, așa. Uh, e o modă. Da, da, da. Uh, doctor în educație fizică la ID. <laughs> Cele mai agile și musculare degete. <laughs> da. Alpiniștii sunt invidioși pe el, da, să face mișto aici, Alexandru, așa, Savu. Bun, bine, uh, mi a adus o carte, zim despre ea. E, uh, sunt fetele ăștia de la Black Buttons, care da. scod scot nu mai da, și mie senzația. îmi place de, îmi de, îmi de ele de da. e, și cartea asta a fost pentru mine un super surpriză. Alexander Hemon. Da, da, deci el e ucrainian. Deci ucrainian, care au, au fost sau au dus din Ucraina în Bosnia-Herzegovina, okay. au trăit acolo și a prins războiul și povestește. Mă, și poveștile sunt atât de aproape de poveștile părin bunicilor mei, părinților mei. Deci, oh, exact, oh. vezi acolo Balcanicul, așa, dar mm -hmm. cum, exact cum suntem noi, la fel cu mâncarea, cu chefurile, cu jelenia, cu toate alea Sunt la fel. scrisă foarte bine. Mm -hmm. Poveste de asta. foarte mie mi-a plăcut mult, cred că o să-ți placă și Mersi mult. mult. Da. Super. Uh, și eu ți o recomand pe aia cu regăsirea sensului, publicația da. ăștia de la uh, uh, publica de curând, foarte, foarte mișto. Așa. Deci avem aici uh, în poz Poza asta este cea pe care o descrie în carte. Da, exact. Este cu bunicii, da, cu bunicii și așa. Eu mă Greta... uita după că ziceai despre. Sunt eu aici. Așa. Dar sunt A, tăiat în așa fel încât să, să nu se vadă. Să tot. nu se vadă, mă înțeles, gata, gata. Că ziceam, bă, că acolo în descriere zic da. și calul și nu știu ce și eu am stat, m-am uitat. Zici, bă, unde dracu e că zic, o fi pe undeva, pe între picioare, pe între ceva. Nu, 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 zic într-un corcoduș de ăsta, da, ce, da, ce, erau Astea, știi, acolo. Da, deci sunt bunicii. E o poză, repet, descrisă în carte și cartea poate fi comandată. Ați aflat cum. Deci, dacă nu vreți casa bună.ro, atunci Humanita sau Emag nu percep nici editura și nici Emagul comisioane și alte chestii. Toți banii intră acolo. 50 de cărți cumpărate de noi vor ajunge la 50 dintre cei care ne urmăresc. Cadou! Restul vă Vă cumpărați. Da, restul vă cumpărați și e ok. Bine, mulțumesc foarte mult și pentru prezență mult. și pentru ediția asta specială. O singură chestie la final, așa din cum ai văzut tu toată lumea, din experiența ta, din tot ce poți să spui și cum vezi lucrurile cu nenorocirea asta? Că mie nu mi se pare că se termină curând și mi se pare că va fi mult mai mare decât e acum. Ce am învățat eu în părțile de conflict e să urmăresc piața financiară. Adică te uiți la raportul dolar cu moneda de acolo. Dacă stau și mă uit la tendința aia, în momentul de față suntem într-o perioadă statică, ceea ce e o chestie bună. Deci a căzut euro față de dolar masiv de la pe 1.17 undeva la 1.09, 1.10 dar se menține acolo pentru deci o perioadă bună sunt curios cum o să reacționeze mâine la, după întâlnirea ăstora din Istanbul. Uh -huh. Dar nu... Ok, așa, în general mă, mă abțin să fac pronosticuri, că nu pot să te bazezi pe nebună la de Putin. Dar dacă stau și mă gândesc la tot ce, așa, ce am văzut, ce am auzit, nu cred că... Sper să nu dureze mai mult de două luni. Să nu mai dureze dacă acum mai mult de două. Da. Bă, eu văd că prea să încordează așa toată lumea să... Știi? Toți ai că trimite ai că facem, mai cântărim, mai că nu știu ce. Adică nu... Nu știu. Mie mi se pare că tot... Tot vor... Depinde foarte mult ce... Cum, cum își salvează Putin fundul? Asta adică e. Dacă tu eu... Vezi vreo... eu... nu văd o ieșire onorabilă pentru Putin în acest moment. Și asta e foarte rău, că nu îi se oferă cumva o, o ieșire pe care el să o considere ok. Dacă este ei, după ce spun... Nici nu prea ai cum să-i oferi în situația. Da, bine, normal, liderii politici n-au cum să vină acum să zică, bă, stai că totuși ce? e bun. Da. Numai că da, uite-te că a mai fost cazuri în care s-a închis, deci închis la, la da. partea de Rwanda brusc au închis toți ochii au zis lasă-mă că ăla bun. e bun da. și s-a rezolvat cumva treaba sper să fie așa sau bine, ca să fiu cinstit eu sper să-i dau cineva ceva în cap lui Putin deci asta, asta speră e, toată lumea da, în și, prima zi. Da. dar are un suport puternic în Rusia și, și cred, propaganda aia nenorocită. Deci ei au un sistem de propagandă foarte bine pus la punct. Dar crezi că o cred? Uite și noi în 89. Bă, știam de la grădiniță că nu e nicio șmecherie, că nu e nicio... Adică... Bine, noi am fost tot timpul cârtitorul și nu prea au fost. Deci gândește ce a făcut Stalin. De Stalin, -na, când a murit Stalin au plâns rușii de s-au rupt în două au plâns și românii de s-au rupt în două ca să unii spun. plâng și acum e, și chestia asta o face și Putin deștept deci ce și-a asigurat Putin e biserica ortodoxă deci stă biserica lângă el așa și cumva e treaba asta de unitate de patriotism, patriotism m -a, m -a, nu știu ce, la Dumnezeu și nu știu ce și asta ține prinde. Da? Sper două, două luni maxim, altfel o să avem o dita mai probleme. Deci, da. da. Și dacă e să mă iau după... The Economist are o chestie bună azi, în care discută de da, ce a pus pe masă Zelenski. O, parcă se îndreaptă către un... Aha, aha, către o înțelegere. Înțelegere, da. Zelenski a dat câteva semnale că e dispus să negocieze anumite lucruri. Da? Bine. Iar asta cu referendum, bă, da, hmm. facem înțelegere, dar trebuie un referendum, scoate un pic și pe Zelenski din situația aia în care... Da. Corect, zice el, da, mă, i-am predat paimea acolo. Da. Bă, a fost referendum, referendum mai... Asta e, da. Știi? Bine, cu referendum mai e și aia... Bă, bă. Na, votează 51, 51, E arunci pe 48% pe, sub autobuz. Na. Da, dar na. îți dă posibilitatea îți dă să te întrebare da, da, întrebarea da. în așa fel încât. Să, na, mm. cum am avut și noi Experiențe Cum am avut și noi, contează cum a pus, băse întrebări. Da, da. Da, 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 ok, bine, mersi mult și, -o, mersi tare mult. Uh, și uh, să vă fie bine, sper că v-a făcut uh, bine această ediție specială a podcastului și că sperăm împreună să punem și noi toată comunitatea umărul la grădinița asta. Mulțumim tare, tare mult! Ca să fiu ok. Am zis să mai, să mai vorbim și despre bine și despre lucruri bune. Nu? <laughs> Mulțumesc! Să că cu asta ne ocupăm de până joi la emisiune. Nu uitați, de la 22 aveți starea nației mai bine!